Poetul Mihai Eminescu a fost evocat și la parohia Icoanei din Capitală, care a organizat o întâlnire cultural-duhovnicească intitulată Eminescu în viața Bisericii Ortodoxe ieri și azi. Evenimentul a debutat cu oficierea acatistului Maicii Domnului și a unui parastas pentru poetul național. Scopul acestei seri este acesta de a trezi sentimentul nostru de patriotism. Mihai Eminescu a fost un patriot, este poet național și noi suntem patrioți și fiii bisericii sunt patrioți. Și în același timp și de a reaminti generații tinere aceste valori care se pierd sau despre care nu se mai vorbește foarte mult sau nu se vorbește suficient sau nu sunt puse ca exemple suficient în fața tinerilor noștri. În cadrul evenimentului, actori, fii duhovnicești ai parohiei au recitat poezii ale marelui poet. Noi, în mila Sfântului, facem umbră pământului, rugăm îndurărilor, luceafurilor, ascultă noastre plângeri, regină peste îngeri. Din neguri te arată lumină dulce, clară, o maică prea curată și pururea Fecioară Marie. De asemenea, invitații au interpretat melodii pe versuri de Mihai Eminescu. O mamă dulce, mamă, deasupra cripei negre a Sfântului mormânt se scutură saltimii de toamnă.